România are drumuri mai proaste decât majoritatea țărilor din Africa, multe dintre ele extrem de sărace, precum Ciad, Sierra Leone, Zimbabwe, Uganda sau Etiopia. Se arată într-un raport realizat la nivel global. Și comparația cu țările asiatice trecute prin războaie în istoria recentă este rușinoasă. Și nici nu este de mirare, odată ce în România autostrăzile se fisurează la scurt timp după terminarea construcțiilor și intră în reparații. În plus, la noi drumurile se construiesc lent, atât de lent, încât este posibil să încheiem anul fără niciun kilometru nou de autostradă. România ocupă locul 128 la capitolul Calitatea drumurilor, din cele 138 de țări care apar în raportul competitivității globale. Că România are cele mai proaste drumuri din Uniunea Europeană, știam. Însă, surpriza neplăcută vine atunci când aflăm că drumurile din țara noastră ne clasează sub state asiatice, precum Mongolia, Bangladesh, Vietnam sau Cambodgia, ultimele două fiind măcinate ani la rând de războaie. Și, potrivit aceluiași raport, aflăm că doar 5 state din cele 54 de pe continentul african au drumuri mai proaste ca România. Zimbabwe este o țară foarte săracă din Africa. Cu toate acestea, drumurile din această țară sunt superioare celor din România. Sierra Leone, aceeași poveste. O țară africană mult mai săracă decât România, dar cu drumuri mai bune. Chinul de a conduce zi de zi pe drumurile pline de gropi sau cu denivelări, îl cunosc șoferii. Sunt foarte rele, numai gropi, peste tot numai gropi. Deci mașina o fărăm, dacă îți faci pivotare, în două luni trebuie să faci din nou. Sunt la pământ, gropi, peste tot. Foarte proaste, nu se vede. Pe unde circulați? Prin toată țara? Țara sunt toată Europa. Mai prost că la noi nu se există și bani să duc. Sunt și bune, sunt și proaste, de ce să văd? Mai mult proaste. Acest raport nu ar trebui totuși să ne surprindă, având în vedere că 22 de kilometri din autostrada Orăștie-Sibiu au fost închiși după ce au apărut fisuri în asfalt la doar două luni de la inaugurarea drumului. Așa după cum ne-am propus și ne-am organizat încă de la începutul anului, vom redeschide traficul pe lotul 3 al autostrăzii Orăștie-Sibiu în această toamnă, la sfârșitul lunii septembrie, în condiții de siguranță și confort. Asta a anunțat directorul CNADNR, însă termenul de redeschidere a traficului rutier pe acest segment de drum a fost amânat pentru 10 octombrie, în favoarea calității drumului. Însă, nerespectarea termenelor de finalizare pentru proiectele din România pare să fie o obișnuință a Companiei Naționale de Drumuri și Poduri. Practic toate autostrăzile au termene depășite, în majoritatea cazurilor din vina CNADNR, fie pentru că nu am avut avizele de mediu, fie că nu am avut autorizațiile de construire, descărcările arheologice, exproprierile, au fost foarte multe probleme care au plecat de când s-au pornit proiectele. Ele s-au pornit greșit. Loturile 2, 3 și 4 ale autostrăzii Lugoș-Deva, în total 72 de kilometri, ar fi trebuit să fie gata în mai anul acesta, lucrările fiind începute din noiembrie 2013. Terminarea lor a fost amânată însă pe anul viitor. Alți 41 de kilometri din loturile 1 și 2 ale autostrăzii Sebeș-Turda trebuiau să fie deschiși traficului rutier la începutul acestei luni, iar loturile 3 și 4 în lungime de 28 de kilometri încă din martie. Însă nici vorbă să fie deschise anul acesta. Veștile pentru autostrada Transilvania sunt de asemenea îndepărtate. În timp ce unele tronsoane nici nu sunt în executare, construcția celor 60 de kilometri ai tronsonului sub placul de Barcău, Borș, a fost începută în 2015 și ar trebui să fie gata în 2017. 16,85 kilometri între Nădășelu și Mihăiești sunt de asemenea programați pentru anul 2017. Singurul tronson din această autostradă care ar putea fi gata în acest an este Gilău-Nădășelu, în lungime de 8,7 kilometri. Însă șoferii nu se vor putea bucura de acest drum. Îi dăm în folosință că tăiem o panglică, însă ei nu pot fi folosiți în realitate din motivele pe care vi le-am expus, nefiind conectați cu niciun alt tronson de autostradă. Așadar, este foarte posibil ca România să termine anul 2016 fără niciun kilometru nou de autostradă. În total, România are 733 de kilometri de autostradă, dintre care 22 închiși.